Salut YouTube, eu sunt Bib și am revenit cu un nou episod din Minecraft cu Bib. De astăzi o să fac o serie de survival și acum împreună să creiem lumea. O să punem lumea lui Bib. Lumea lui Bib, așa. Aici nu o să umblăm. Și da, o să dăm terminat. Și să creăm o lume. Deci o să joc survival, o să facem multe lucruri. Începem cu începutul, dar o să fac pe lângă pe lângă seriile de Sea Block și Sky Block. O să fac și aceste episoade de survival. Eu sunt încă în așteptarea lui Joker, aștept să-și rezolve problemele și să vină să ne însoțească pe Skyblock și pe SiaBlock. Ok, deci să ne ducem să luăm niște lemn și să ne alegem o zonă în care putem să locuim, ceva gen câmpie sau cam așa ceva. Și n-a făcut achievement. A, mai întâi inventoriu. Da. Acum obținem și lemn. Da. Ok, deci avem două realizări deja până acum. Așa, iau un pic mai multe lemne și o să mergem deja la plimbare. Explorăm, ne uităm și noi un pic pe aici. O, ce facem o ca... Ops. Ah, nimic. Ok. Deci să mergem într-o direcție F3. Ah, perfect. Uitați o câmpie acolo. Și văcuțe. Și lavă în depărtare acolo. Uita, avem și cărbune aici. Ar trebui mai întâi să ne facem câteva iteme de bază. Facem crafting table. De obicei, cum nu știm. A treia realizare deja. Totul merge perfect. Deci facem niște bețe, un târnăcop, să putem lua stone, piatra și cărbunele. O să iau un pic mai multă piatră, deoarece o să facem multe târnăcoape, o să mergem la minat, sau ar fi idee bună să venim chiar și aici pe acest munte. Dar, sau deal, ar veni aici. Deal munte, da, acolo e mai mult munte. Aici e înainte de munte, cum e zice. Da, nu-mi vine în minte acum. Dar, oricum. Am luat ceva lemn să colectez și acest cărbune. Să avem pentru torțe. Și ne vom duce un pic mai încolo. În partea aceea pe câmpie și vom face o mică căsuță pentru început. Vom aduce animale, vom face o fermă, poate o să fac și o fermă de lemn ca să nu mă duc toată ziua după copaci și pun într-un singur loc, bowmill, da, și o să trebuiască să o facem și un mob spawner sau dacă găsim deja un spawner de schelet ceva, ar fi super, super bine. Deci, am colectat ceva, să luăm asta. Am colectat ceva piatră și cărbune și să ne continuăm drumul. Ah. Ce găsim în drumul nostru, luăm. Nu știm când avem nevoie de o resursă. Trebuie să fim strângăreți. Deci, luăm și acest cărbune. Ah. Nimic nu e în plus. Așa. Așa. Luăm și pe acesta.
Cărbune și iar cărbune. Să sperăm că nu o să avem foarte multă nevoie de cărbune. Acum la început, doar pentru torțe. Unde e soarele? Soarele... e mijlocul zilei. Să ne grăbim un pic. Ar fi trebuit să fac un târnăcop de piatră, dar mai așteptăm un pic. Nu, serios. Mai bine așteptăm mai mult decât să facem așa. Așa, am luat tot cărbunele, l-am luat. Uipi! Ha! Am sărit în apă. Ok. Luăm și ceva gravă. Să-l avem acolo. Am primit și un flint. Că nu o să găsim fier, o să găsim... O să facem flint în stil. Ah, gata, s-a dus și târnăcopul. Vedeți, avem... Poate unii știu, poate nu, din 1.8 s-au introdus pietre noi, diorit, granit și andesit. Ce? Ce? Nu, zombi, zombi, fugiți în apă. Ah, nu, a trecut. De unde i-a apărut, mă? Sigur avem de aici. Siguranță, o mină mare. Nu, azi. Ia uitați câte găinușe. O să luăm ceva și pentru mâncare. Așa. Omorâm găinușe. Vine încoace, vine încoace, mă. O să iau două doar două. Așa. De ajuns. Și floare. Hai să dau o floare. Uite-ți. Așa. Și să ne stabilim undeva. Aici sus. Să găsesc un loc mai plan. Cu o zonă mai mare, să nu... Și nici chiar sus, dar nici jos. Aici este un... Ok, o să fac aici ceva. O să curăț un pic zona și revin imediat. Ok, am revenit și am curățat aici un pic zona. Și avem viața cam slab. Deci o să fac, o să mă grăbesc cu casa. O să fac aici, mai aproape de acest deal. Și începem, o să o las un pic mai jos. Începem să săpăm. Nu o să fie foarte mare, o să fie doar o mică căsuță. Și o să o facem din lemn. Așa. O să fie micuță. Așa și o să mergem să tăiem niște copaci. Să aducem niște seedlinguri. Să le plantăm pe aici, pe lângă casă. Sau cred că o să mă duc la pădurea aceea. Momentan o să las aici, o să las iarbă jos. Că aș vrea să mai cobor să rad și aici și să începem cu lemnul. Ok, așa. Aici un pic. Aici încă 3. Te-a rămas doar tu aici. Așa. Ups, se face noapte și apar zombii. Deci, singura noastră șansă e să mergem repede, să ne luăm un copac. Dar nu, nu avem timp. O să mergem în subteran. Deci, direct o să mergem în subteran. Să intrăm repede. Un pic mai în spate aici. Să coborăm în subteran. Cred că o să iau și un pic din lemnul ăsta momentan. Așa. Sper că sunetul nu e cam tare.
Ok, e binișor. Nici tare, iar nici încet. Să avem lemn la noi, că fără lemn nu avem ce face. Ok, avem o bucăți cu acesta. Și stai, astupăm cu pământ. Repede, repede, să nu vină zombie. Aici, aici, aici și aici. Ups, am făcut întuneric. Stați un pic să fac 8 torțe. Și punem una aici. Mă rog, o să pun aici. Așa, și o să minăm. Deci, o să punem crafting table-ul aici. O să pun și mai multe torțe, să vedeți voi. Să nu stați în întuneric. O să fac două târnăcopuri, târnăcoape de fapt. Deja am obținut și achievement. După cum vedeți, minatul merge super, super mai repede față de târnăcopul de lemn. Ceea ce este foarte bine. Și o să meargă și mult mai bine, chiar chiar instant, dacă o să avem și târnăcopi de diamond, de diamant enchantat cu toate cele. Ne punem o turță aici să nu se spawneze mobi în căsuța noastră, în căsuță, în mina noastră momentan. Până la căsuță sus mai este. Și mergem și mergem în jos până la nivelul 12. O să mă duc așa în jos și o să fac de 3. O să mai vin cu un rând. Ar fi bine de 4 să fie și mai mare și mai înaltă. Dar momentan cu voi o să fac așa. Și o să revin, dar nu acum. Poate episodul viitor sau să chiar o să pun pauză în curând. Ok, să mai pun o torță aici. Să o fac mare lată. Și aș încerca să pun scări. Deci, momentan suntem la nivelul. Ne uităm aici la PSMT. Aici la Looking At. Ne uităm, te uiți la. Și avem blocul minus 182, care este X. Dar pe noi ne interesează acesta, 53, care este Y-ul, adică înălțimea sau adâncimea. Deci vedem aici 153, ne uităm la Looking At, unde m-am arătat mai înainte, și acolo este 52. Deci o să continuăm așa până la nivelul 12. Deoarece de la nivelul între nivelul 12 și 16 se află diamantele. Și până acolo să sperăm că dăm și de o bucată măcar de fier. Să nu dăm cumva de un diamant și să nu avem cu ce să-l spargem. Ar fi culmea. Să dăm întâi de diamant și după cum vedeți, a apărut deja andesitul. Am găsit și ceva cărbune. Așa, o să iau și cărbunele acesta. Întâi să mai pun o torță, o să pun aici. Momentan. Să luăm cărbunele acesta și luăm toate minereurile care le găsim în drum. Și cu putința târnăcopului. Deoarece târnăcopul de piatră nu poate lua așa multe minereuri. Doar cărbune, lapis lazuli și fierul și stăunul și felurile de piatră care mai sunt, andesitul, dioritul. A, ce bine, am găsit fier. Deci să vedem câte bucăți de fier avem aici. Una, serios, una. Nu cred. Deci, nu cred. O singură bucată?
mi-a făcut-o. Dar oricum, cu siguranță o să mai găsim, minăm aici un pic, ca nu cumva să fie și să astupăm, deoarece o să se spawneze mobi aici și o să se aude sunete de la creaturile hostile. De fapt, hostile creature. Și nu ne dorim asta. Ok, și aici, și aici. Cu toate că aș putea lăsa un singur bloc, dar sunt șanse de 0,2% să se spawneze unul din acela mic. Un zombie, un pui de zombie. Așa. Avem și diorite. Nu, de fapt ăsta e granit. Dioritul e ăla alb. Vedem acum ea. Deci, ne uităm aici. Avem Minecraft Stone și varianta granit. Deci, da. Este granit acesta. Poate nu ni se termină mâncarea încă, că trebuie să mergem sus, să vedem dacă s-a făcut ziua. Ok, am uitat să pun o torță, o pun aici. Deci mult, mult am desit aici. După cum vedeți și voi. Ah, uitați, fier, în sfârșit. Da, aici sigur este mult mai mare. Deci avem o dată o bucată, 2, 3, 4, deci e una mare, 5, 6, 7 și 8 bucăți de iron. Deci 9 și 10 bucăți de iron și una care o aveam de mai înainte, 11 bucăți de iron. Super tare. Ok, nimic rest. De obicei, din câte am observat eu, dacă o să găsim cărbune și săpăm în sus, dăm de fier. Deci ar fi și asta o tactică de minat. Să căutăm fier deasupra cărbunelui, dacă o să găsim, dacă nu, merge și așa. O să încerc să fac episoade mici, nu foarte mari. Că na, trebuie fiecare are treburile lui și ce trebuie să fac el zi de zi. Nu-mi vine un sinonim acum. Responsabilitățile fiecare dintre voi și nu puteți să vă uitați la episoade de jumătate, de oră, 40 de minute sau, nu știu eu, de o oră și ceva. Așa că o să încerc. Deci 15-20 de minute o să fie videoclipurile. Mergem sus. Avem mult de urcat. Ne vedem sus. Și da. Mergem sus. Ok, deci mâncare, mâncare. O să iau una așa ca să nu murim de tot. Și să facem un furnace, funal. Se face din un cerc de piatră și la mijloc liber. Deci a venit ziua. Ok. Deci fără să ezităm, mergem să luăm lemn. Avem nevoie mare de lemn. Și nu, nu aici. Ce să mai fac unul în caz de nevoie. Să nu, o las unul așa. Și o să pun și acest iron. Deci punem două bucăți. Și mergem repede și luăm niște un nou super. Luăm niște lemn. Fără lemn, deci nu putem face nimic. Lemnul este sursa principală din Minecraft.
Nu ai lemn, nu poți face nimic, nici iteme, nici nimic. Ca și în lumea reală chiar. Dacă nu ar fi lemn, sau dacă nu ar fi fost lemnul de la început, cine știe cum ar fi ajuns omenirea în momentul acesta. Da, vă dați seama că nu s-ar fi putut. Am un pic de lag. Ok, nu e nimic. Se încarcă ceancurile de aceea. Când... Da, după cum vedeți, se încarcă ceancurile. Și... Da, fără lemn nu putem face nimic. Resursa de bază și în realitate și în Minecraft. O să luăm și acest fel de lemn alb. Mesteacă. E frumos la culoare, e alb și cu un dark wood s-ar potrivi foarte bine. Deci o combinație de alb cu negru ar fi super. Și pe tine te-aș omorâ ca să mai iau ceva de mâncare. Ok, deci avem un sapling, să adună și saplingurile la cele care le-am adunat deja. Dacă o să cadă. Ok, tăiem și aici. Să ne ducem și la noi aproape, că să nu fugim tot timpul încoace. Da. Eu momentan nu am skin și nu știu de ce s-a pus skinul default de fetiță, de nu Steve, de Alex. Și o să-mi pun în curând skin. Aș dori mai întâi să-l creez. Am o idee ceva, dar încă e în proces de creare. Ar fi fost frumos să fi avut deja skin, dar dacă tot m-am apucat și cele de YouTube, am zis să nu mai aștept și da, am luat 44 de bucăți. Încă unul aici și o găină aici. Vino încoace, vino încoace. Să sper că nu o să fug după găini mai târziu ca să le aduc în bază. Să mă duc la cine știe unde să îmi aduc găini acasă. Am fost eu deștept și au omorât găinile. Ok, deci lemn, îl schimbăm tot în lemn și să ridicăm măcar două rânduri aici până vine noaptea. Deci iarăși este miezul zilei. Și să ne facem căsuță aici. Momentan va fi din lemn ca toate celelalte case, cum desigur ați mai văzut și la alți YouTuber, la... Și cum ați face voi, știi? Știi momentul ăla când te... Nu când te apuci de Minecraft, da, de fapt când te apuci de Minecraft și... În loc să construiești o casă, intri în pământ și te ascunzi de zombie. Primul lucru... Asta sigur l-a făcut oricine. Iar mâncare, mă... Să ne ducem aici la furnal. O să pun acesta și ajung două bucăți. Deci, deja avem fier. Deci, din primul episod, noi avem fier. Ceea ce este un lucru relativ bun. Așa, avem două ziduri, deci avem protecție. Moment. Nu chiar la orice, dar avem protecție. O să fac și o ușă imediat. Deci, mâncăm pui să ne facem și viață. O să o iau și pe tăria. Desigur, acum nu mai avem nici de mâncare. Și ușa... Ce se întâmplă dacă intri înăuntru?
ușa, aș vrea să o am îndreptată spre direcția aceea. Uitați, deci avem și iepuri, ce drăguți. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți. Și o să vină 1, 2, 3. Aici o să vină două uși. Așa, nu te mai auzi de acolo. Deci, o să fac două uși în momentul acesta. Chiar trei. Și să le punem, să vă spun o șmecherie. Când ea este așa, este deschisă, deci vedem cu F3. Deci, nu este închisă, așa, este deschisă. Și când e deschisă, zombii nu o pot sparge. Iar când e închisă, zombii o sparg. Oarecum, la un moment dat, după mai mult timp, dacă am sta AFK aici și ar fi închisă ușa acolo, mă rog, cu blocurile de rigoare, zombii ar putea sparge la un moment dat ușa. E, dar dacă ea ar fi deschisă așa, atunci zombii nu o vor mai putea sparge. Deci, o să punem ușa în felul acesta aici, iar ea, dacă aveți seama cum F3, ea este închisă și așa este deschisă. Deci zombii nu vor putea intra la noi. Și desigur o să facem același lucru și în partea aceasta. Nu, am greșit eu. Aici. Ce enervante sunt ușile. Open false, open true. Da, din păcate nu putem face asta decât la o ușă. Sau nu, nu. Deci, le spargem pe amândouă. Punem un bloc aici. O punem aici. Și una o punem. Nu. Nu vor două. Deci nu vor două. Decât dacă. Deci open false, open true. Nu, acum te deschizi invers. Uite cât e pun eu așa. Nici așa, mă. E greu cu ușile acestea. Dar o să o spunem așa, cu toate că vom fi într-un oarecare pericol. Dar, momentan, așa. Stăm afară. Luăm ouul acesta, avem deja 3 ouă. Și, nu, așa. Eu am fost Bib, fată, băiat, nu contează. De fapt, da, oarecum. Și ne vedem data viitoare cu un nou episod din Minecraft cu Bib, versiunea Survival. Pa, pa!